ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Vă reamintesc ca de fiecare dată că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și bineînțeles pe canalul nostru de YouTube Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi și vă mulțumim că sunteți în număr atât de mare cu ochii pe noi, cum se spune. Cu ochii pe tot ceea ce înseamnă activitatea polițiștilor hunedoreni suntem și noi, pentru că îi vedem de cele mai multe ori pe majoritatea arterelor rutiere din județul Hunedoara și noi prezentăm de fiecare dată atunci când suntem informați de către Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara cu privire la unele aspecte mai puțin plăcute care se petrec în județul Hunedoara și le aducem în atenția dumneavoastră. Mai nou, sau mai bine zis, nici nu a început bine anul, că deja infracțiunile și în mediul online au început să fie destul de aprige. Așa, sunt foarte mulți infractori care reușesc să găsească tot felul de moduri în care să-i păcălească pe oameni. Aducem în atenția dumneavoastră aceste lucruri, pentru că dacă suntem bine informați, riscurile de a fi păcăliți de acești oameni scad considerabil. Vedem astăzi și care au fost, cum a fost de fapt începutul de an pentru polițiștii hunedoreni, dar și ce se va întâmpla în perioada următoare. Iar pentru acest lucru l-am invitat astăzi alături de mine pe comisar șef Bogdan Nițu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara. Bună ziua, bine ați venit și la mulți ani! Bună ziua, bine v-am găsit, la mulți ani, vă mulțumesc pentru această invitație. Este prima noastră întâlnire pe acest an, deși legătura cu mass media este permanentă, exact. Este o constantă activității noastre, pentru că suntem în slujba cetățeanului și este bine ca cetățeanul să fie informat cu lucrurile de interes public, cu evenimentele care îi pot afecta existența și inclusiv evenimente de natură infracțională pe care noi suntem abilitați prin lege să le soluționăm. Așadar, vă mulțumim pentru această invitație și sperăm să ne ridicăm la înălțimea chemării pe care noi avem ca și polițiști, aceea de a fi apărători ai legii și ordinii publice, garanții ai drepturilor și libertăților cetățenești și prin mijloacele specifice pe care le avem la dispoziție să putem de fiecare dată să soluționăm cu celeritate orice fel de faptă de natură penală sau contravențională cu care cetățeanul ne sesizează. Cum a fost acest început de an pentru polițiștii hunedoreni? Ați avut mult de lucru, cum se spune, sau a fost așa un început mai domol din toate punctele de vedere și pe șosele, așa cum spuneam, pentru că știu că sunteți în trafic. Unii mai spun că stați la pândă uneori doar pentru a-i prinde pe cei care nu respectă regulile de circulație. Mai sunt și alte activități, pentru că nu se rezumă doar la partea aceasta rutieră, activitatea pe care polițiștii o au, dar așa, în linii mari, cum a fost începutul de an? Putem spune că a fost un început de an domol pentru că am avut de lucru. De ce? Pentru că întotdeauna starea aceasta de lucru, exact, liniștea și siguranța publică, dacă ea există și este bine să existe în societate, este și un efect al activităților preventive pe care noi le desfășurăm. Nu înseamnă că dacă nu apărăm cu activități în forță sau reactive, de genul unor razia, unor intervenții pentru a pune în aplicare mandate de aducere sau percheziții domiciliare, nu înseamnă că poliția nu lucrează. Poliția lucrează însă într-un mod discret. De multe ori aceste activități, să spunem, vizibile, sunt efectul unei munci care poate nu se vede tot la fel de evident, dar care este documentarea prealabilă a fiecărui caz. Este o muncă investigativă și de cercetare penală foarte laborioasă, da? Poate nu este atât de spectaculoasă, dar este la fel de importantă pe de-o parte. Pe de altă parte și munca de prevenție este la fel mai puțin spectaculoasă. De multe ori recomandările preventive sunt trecute cu vederea, mulți considerând că deja se cunosc, da, într-adevăr se cunosc, dar din păcate există situații în care cetățenii nu le aplică, de aceea le readucem în atenție și orice fel de activitate preventivă și de informare publică are ca și efect direct scăderea numărului de infracțiuni pe acel gen de activitate preventivă pe care noi o desfășurăm. Dacă vorbim, spre exemplu, de segmentul rutier, simpla noastră prezență în trafic, nu pentru a sta la pândă și nu pentru a aplica
neapărat sancțiuni contravenționale, deși dacă se constată de către polițistul rutier o încălcare a legii, prin lege el este abilitat și chiar este datoria lui să aplice sancțiunea direct proporțională cu gravitatea faptei, fie că vorbim despre contravenție, fie că vorbim despre infracțiune. Scopul nu ar fi acela de a aduce neapărat bani la bugetul public al statului. Așa, de multe ori este spus acest lucru. Se interpretează într-un mod absolut răutăcios, ci este acela de a preveni producerea unor evenimente rutiere. De ce? Pentru că se acționează pe cauze generatoare de evenimente rutiere și urmează a se face un bilanț al activităților pe anul anterior. Noi ne comparăm doar cu noi înșine, nu ne comparăm cu alte județe, pentru că fiecare județ există astfel de analize care se fac la nivel central de către Inspectoratul General al Poliției Române, însă noi ne raportăm la evoluția infracționalității pe plan local pentru a vedea care segment ar trebui contracarat prin măsuri mai eficiente, măsuri de prevenție. Și, bineînțeles, și în acest segment rutier, vedem care sunt cauzele generatoare de evenimente rutiere grave, dacă au crescut numărul de accidente pe un anumit segment, fie pe viteză, fie pe consum de alcool, fie pe depășiri, fie pe traversări ale străzii, neregulamentare de către pieton sau neacordarea priorității de trecere pietonilor, ca să enumerăm doar câteva dintre cauzele principale, să spunem, generatoare de evenimente rutiere, atunci activitățile poliției se vor intensifica în acel segment. Și chiar la acest sfârșit de săptămână am avut activități cu efective mărite pe principalele artere din județ, în special drumurile naționale DN76, DN66 și alte drumuri intens circulate, DN7, sigur că da. Și avem și câteva imagini de la această acțiune pe exact. Care ați desfășurat-o la sfârșitul săptămânii trecute în județ, pe unele artere din județul Hunedoara, acțiuni de prevenție, spuneați, mai mult decât de a sancționa neapărat șoferii care poate nu au toate lucrurile în regulă. Într-adevăr, aceste activități vor continua și în perioada următoare, este un început de an, spunem noi, benefic. Până în acest moment, cel puțin, nu s-au înregistrat evenimente rutiere grave, să spunem, accidente, un accident mortal, îmi amintesc, undeva la Zeicani, în urmă cu 2 săptămâni, însă alte evenimente rutiere grave, să spunem, nu au fost înregistrate. Se acționează cu aparatul radar la vedere, după cum se poate observa, cu mașini inscripționate, dar și neinscripționate, atenție, pentru că avem și acel aparat TruCam tip pistol care poate fi folosit și din autovehicule neinscripționate. Conducătorii auto ar trebui lucru să... legal, pentru lucru, că mai sunt absolut, unii care absolut. Spun că poate este... nu este în regulă să nu fie mașina inscripționată atunci când este pornit și acel aparat radar. Sigur, este absolut legal, este prevăzut de legislație, se poate utiliza. Conducătorii auto ar trebui să respecte legea din proprie conștiință, nu neapărat de teama unei sancțiuni. Din păcate, de multe ori acest lucru se întâmplă, respectiv sancțiunea are și acest efect direct, coercitiv și în plan personal, dar și în plan social, pentru că exemplul și mediatizarea unor situații în care cei care au încălcat legea au avut de suferit consecințe, chiar unele de natură penală, dacă vorbim despre consum de alcool, consum de substanțe interzise, conducere fără a poseda permis de conducere, atunci cu siguranță faptul de a aduce în atenția opiniei publice astfel de aspecte le dă de gândit celor care ar fi tentat să încalce legea. Iată ce se poate întâmpla, se poate ajunge fie la evenimente rutiere grave, fie pot fi identificați în trafic și sancționați cei care încalcă legea. Situație, bineînțeles, care ar trebui să aibă și un efect preventiv asupra celor care urmăresc astfel de știri. Am văzut puțin mai devreme în imagini și un aparat pentru etilotest. Probabil etilotest, da. Este folosit în paralel și aparatul drug test. Sigur, este... sigur. Suntem dotați și cu aparate. Că știu că există aici. Există, doar că mult prea puține, probabil, pentru a putea să faceți verificările. Și asta nu doar în județul Hunedoara. Mă gândesc că este o problemă în întreaga țară cu numărul acestor aparate, în condițiile în care, iată, vedem, sunt tot mai multe cazuri de șoferi și nu numai, care consumă diferite substanțe interzise, iar mai apoi urcă la volan.
Din păcate, într-adevăr, este un fenomen cu care și noi ne confruntăm. Spuneam, nu ne comparăm cu alte județe, noi ne referim doar la noi și, într-adevăr, au fost constatări și din acest punct de vedere. Toate aceste probe, și inclusiv cele vizând consumul de substanțe interzise sau de băuturi alcoolice, sunt constatate cu mijloace tehnice omologate de tipul aparatelor utilizate de noi. Recent am intrat în posesia altor două aparate de testare a consumului de droguri, aparate performante, pe care se adaugă celor deja existente și, bineînțeles, sperăm să primim de la nivel central alte aparate pe care să le putem utiliza. Câte aveți în prezent? Sunt patru. Pe care le folosiți. Sunt patru aparate drug test pe care noi le utilizăm, însă acestea ne dau doar un indiciu cu privire la posibila prezență probele în organism. Exact. Probele sunt cele elocvente, cele care rămân ca și probă la dosar, certificatul medico-legal care confirmă sau infirmă consumul de alcool sau droguri și în cazul în care probele sunt negative, bineînțeles, dosarul se clasează, fapta nu există. Dacă se confirmă astfel de fapte de natură penală, bineînțeles că dosarul își urmează cursul sub supravegherea procurorului de caz și se poate merge până la pedeapsă cu închisoarea. Mai nou, știți, de la jumătatea anului trecut că s-a adus un amendament, o modificare legislativă importantă, spunem noi, care iarăși este în măsură să conducă la o scădere a numărului de evenimente rutiere produse de șoferi care fie nu posedă permis, fie au consumat băuturi alcoolice sau chiar substanțe interzise și produc accidente rutiere soldate cu victime. Potrivit legislației actuale în vigoare, astfel de șoferi nu mai pot fi condamnați de către instanța de judecată la pedepse cu suspendarea executării pedepsei în penitenciar, ci doar la pedepse în care efectiv să fie executată în penitenciar. Așadar, vor fi condamnați la închisoare cu executare, după cum se spune, nefiind posibilă suspendarea temporară, să spunem, a executării pedepsei. Așadar, este faimoasa legea Anastasia, dacă vă amintiți, denumită astfel după numele unei fetițe care tragedie, și-a pierdut viața ca urmare a unui eveniment rutier produs de o șoferiță care nu poseda permis de conducere și ne amintim, desigur, și de cazul de la sfârșitul anului trecut de pe litoral, în care iarăși doi tineri și-au pierdut viața ca urmare a unui eveniment rutier produs de un conducător auto aflat sub influența drogurilor. În paralel, desigur, există și activități preventive, ne referim la segmentul circulație rutieră, dar ne referim și la segmentul general de populație și, bineînțeles, Agenția Națională Antidrog prin specialiștii pe care îi are și inclusiv polițiștii de ordine publică sau polițiștii biroului siguranță școlară, dacă ne referim la tineri, la cei care frecventează unități de învățământ, aduc în cadrul lecțiilor deschise, aduc în discuție și acest aspect și îi atenționează pe tineri cu privire la rigorile legii, pe de o parte, ce se poate întâmpla dacă ești identificat de poliție sub influența alcoolului, fie la volan, a drogurilor sau ești identificat ca și deținător, consumator de substanțe interzise și, bineînțeles, aspectele și din punct de vedere medical asupra sănătății care nu sunt deloc de neglijat, fie că vorbim despre consum de alcool, droguri sau chiar și de tutun, da, sunt chestiuni care trebuie aduse și conștientizate oarecum de către tineri, aduse în atenția acestora pentru a preveni și a nu ajunge în situația de a deveni dependent de astfel de substanțe, pentru că este foarte greu să tratezi dependența, necesită și cheltuieli și implicare din partea societății într-un mod deosebit pentru a-i recupera pe acești tineri, pentru că nu dorim să sancționăm sau să aplicăm stricto senso niște prevederi legale, deși suntem abilitați și facem acest lucru, dar dorim și să prevenim și să tratăm o anumită problemă, să spunem, care se confruntă societatea la un anumit moment. Tocmai de aceea prevenția, fie că vorbim de traficul rutier, fie că vorbim de toate aceste acțiuni pe care le derulați împreună cu alte instituții, alte organizații și în rândul copiilor, sunt mai mult decât binevenite, pentru că e bine să fim informați și cu atât mai mult dacă suntem informați direct de la sursă, așa cum ne place și nouă să spunem, pentru că putem schimba poate chiar viața unor tineri, a unor oameni, dacă îi informăm, dacă sunt informați corect și dacă își mai aleg și ei cât de cât cercul de prieteni în care se învârt, pentru că și aici este o problemă destul de mare. În această perioadă au fost de fapt și unele accidente rutiere produse din cauza
iernii, pentru că, așa cum a spus un mare clasic în viață, iarna nu-i ca vara, asta este, șoselele sunt uneori acoperite de zăpadă, intervin și utilajele pentru a putea face în așa fel încât drumurile să fie curățate, doar că sunt unele zone și cred că ar trebui să circule non-stop pe acele drumuri pentru ca ele să fie curate. Și mi-aduc aminte de chiar zilele trecute, săptămâna trecută a fost un astfel de accident cu un microbuz în care se aflau 7-8 persoane, între care și trei copii, exact, care a ieșit de pe carosabil. În zona Balșa. Zona Balșa, o zonă în care dacă ninge, stratul de omăt este destul de considerabil. Spuneau atunci și reprezentanții Consiliului Județean că utilajele au intervenit pe acea porțiune de drum. Aici au fost însă și o altă problemă și aș vrea să discutăm puțin și despre acest aspect, deși de fiecare dată, cred că atunci când ne întâlnim, vă cer cumva să le transmiteți aceste informații șoferilor, pentru că nu este de joacă nici cu cauciucurile și nici cu toate celelalte măsuri de precauție până la urmă pentru viața noastră, dar și a celorlalți, pentru că și în această situație șoferul acelui microbuz până la urmă poartă grija tuturor celor pe care îi transportă. Este o responsabilitate în calitate de conducător auto, nu doar pentru viața proprie, pentru siguranța propriei persoane și pentru siguranța celor din jur. Și este proporțională, să spunem, această responsabilitate cu cât numărul persoanelor transportate este mai mare. În cazul de față, într-adevăr, vorbim despre transport public de persoană al unei societăți comerciale autorizate care deținea toate avizele necesare pentru astfel de activități. Însă, din datele colectate de la colegii care s-au deplasat la fața locului, la polițiștii rutieri, se pare că autovehiculul, de fapt nu se pare, este verificată această informație, pe puntea față ar fi avut roți de sau pneuri de vară, iar pe cea din spate ar fi avut într-adevăr de cauciucuri de iarnă, însă erau cu un grad de uzură peste cel maxim admis de legislația în vigoare. Și acum aici intervenim și spunem și precizăm încă o dată, în condițiile unui carosabil acoperit cu zăpadă, gheață sau polei, indiferent de perioada calendaristică, legislația îi obligă pe conducătorii auto să își doteze autovehiculul cu acele cauciucuri de iarnă, inscripționate cu simbolul MS, cu acel fulg de nea, cauciucuri de iarnă care să nu fie foarte uzate. Mulți conducători auto, pentru a face o anumită economie, merg pe varianta produselor second hand, care nu sunt nici de cum conforme, mai mult decât atât prezintă și un grad de uzură ridicat și conduc la o stabilitate precară a vehiculului, a o distanță de frânare relativă, mai ales în condițiile unui carosabil umed sau acoperit cu zăpadă, gheață sau polei, bineînțeles că vehiculul se comportă mult diferit față de carosabilul uscat și nu ar trebui să achiziționăm aceste cauciucuri doar de teamă că vom fi amendați, sancționați de către polițiști, ci pentru siguranța Noastră. De aceea și legiuitorul a impus această regulă de a dota vehiculul cu anvelope de iarnă și vorbim aici de pagube materiale care sunt semnificative și în cazul de față vorbim despre vătămare corporală din culpă, deci un dosar de cercetare penală pe lângă sancțiunea contravențională pentru gradul de uzură ridicat al cauciucurilor, da, care nu era practic admis de legislație, vorbim de un dosar de cercetare penală și de suferința, bineînțeles, persoanelor care au fost rănite în urma acestui eveniment rutier, 3 persoane au ajuns la spital, 3 persoane adulte, însă, bineînțeles, facem și muncă de prevenție în acest punct de vedere. De la începutul acestui an, cel puțin, nu am avut căderi masive de zăpadă, nu am avut probleme semnificative. Dar iată că atunci când avem, se întâmplă. Exact, ne ia iarna pe nepregătit în ianuarie, cum se spune, da, într-adevăr. Deși am adus și ca și informare publică și, bineînțeles, cei care sunt conducători auto cunosc și cunosc drepturile și obligațiile, este prevăzut și în legislația în vigoare acest aspect, dar este bine să le readucem în atenție acest aspect al obligativității de a-și dota vehiculul și, bineînțeles, viteza să fie adaptată, chiar dacă e cauciucuri de iarnă, chiar dacă sunt într-o stare bună, să spunem, nu sunt foarte uzate, viteza trebuie să fie adaptată
permanent la condițiile meteorutiere, să-și curețe parbrizul înainte de a porni în cursă, pentru că se întâmplă uneori să ningă și își curăță parbrizul doar o porțiune foarte mică, ca și la tank, un spațiu redus se poate vedea și, bineînțeles, nu au acea vizibilitate 360 de grade să poată reacționa. Pot fi sancționați, sigur. Dacă nu își curăță parbrizul, pot fi sancționați. Instalația de dezaburire și climatizare trebuie să fie funcțională, da, pentru a putea să reacționeze în cazul în care există vizibilitate redusă din interior, să spunem, ca urmare a diferențelor termice, și, bineînțeles, luminile de întâlnire să fie utilizate pe toate categoriile de drumuri, și în urban și în afara localității. Acest lucru s-a schimbat recent, din câte schimbat, pentru că nu era necesar în oraș. În oraș nu era necesar, acum este necesar și chiar obligatoriu. Și pe durata zilei, bineînțeles, pe durata nopții, nu mai încape discuție. Vizibilitatea este una mult mai bună. Este mult mai bună și la o depășire, spre exemplu, poți vedea mult mai ușor dacă se apropie un alt vehicul din sens opus. Și există sancțiuni, mă gândesc că și în acest caz, dacă nu respectă. Și din acest punct de vedere, sigur, sunt prevăzute sancțiuni contravenționale și, atenție, punctul de amendă s-a mărit de la 1 ianuarie, 165 de lei este punctul de amendă. În cazul șoferului care a produs acel eveniment de la Balci au fost aplicate 5 puncte de penalizare și de amendă. Și s-a ridicat și talonul, certificatul de matriculare respectiv al vehiculului, până la remedierea situației. Deci până când va fi achitat atât amenda, cât și cauciucurile, pneurile vor fi cele corespunzătoare sezonului în care ne aflăm. Deci atât din acest an punctul de amendă este mult mai mare. Este mai mare, amenzile sunt semnificative. Bineînțeles, nu ne dorim acest lucru, ele se aplică gradual în funcție de gravitatea faptei și de intenția directă și de pericolul social pe care reprezintă abaterea, să spunem, pe care conducătorul auto a comis-o sau participantul la trafic în general, pentru că și pietonii sunt sancționați. Dacă vorbim despre pietoni care se deplasează pe carosabil, care consumă alcool, care traversează neregulamentar strada, și traversarea neregulamentară a străzii, la fel ca și acordarea priorității de trecere pietonilor, reprezintă cauze principale generatoare de evenimente rutiere, undeva pe locul 3-4, cam acestea ar fi cauzele generatoare. Și, în general, la un impact cu pieton, la un accident cu pieton, este grav accidentul rutier. În general, vorbim despre accidente rutiere grave, în momentul în care sunt implicați pietoni. Vom vedea la sfârșitul acestei luni, în urma bilanțului pe care o să ni-l prezentați și care a fost situația pe anul 2023. Abateri vin nu doar din partea șoferilor sau a pietonilor, așa cum spuneați. Chiar la finalul săptămânii trecute, DGA-ul, Direcția Generală Anticorupție, a transmis un comunicat de presă prin care este anunțat faptul că 4 agenți de poliție au fost reținuți pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, respectiv complicitate la abuz în serviciu. Și o să dau citire aici puțin din comunicatul de presă. Ofițeri de poliție judiciară din cadrul Direcției Generale Anticorupție, Serviciul Județean Anticorupție Hunedoara, au pus în executare 4 mandate de aducere emise de procurorul de caz din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara pentru 4 agenți de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, cercetați pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu, respectiv complicitate la abuz în serviciu. Din cercetare a rezultat faptul că în seara zilei de 16.03.2023, unul dintre agenții de poliție în exercitarea atribuțiilor de poliție rutieră a oprit pe raza orașului Vulcan un autoturism condus de fostul comandant al poliției municipiului Petroșani, despre care exista suspiciunea că s-ar fi aflat sub influența băuturilor alcoolice. În aceste împrejurări, cu intenție și cu scopul de a nu constata comiterea faptei ilicite reprezentată de conducerea autovehiculului pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice, agentul de poliție nu l-a testat pe acesta cu aparatul etilotez din total pentru stabilirea concentrației de alcool în aerul expirat. Totodată, ceilalți 3 agenți de poliție, ajutat de ceilalți 3 agenți de poliție, acesta a simulat o verificare a conducătorului auto cu aparatul etilotes, astfel încât să ateste valoarea 0 a nivelului de alcool în aerul expirat, făcând astfel inutilă o eventuală recoltare de probe biologice de sânge. Față de cei 4 agenți de poliție, procurorul de caz din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de 19 ianuarie să fie prezentate judecătorului de drepturi și libertăți propunerile de arestare preventivă. Deci iată că avem o situație mai puțin plăcută, pentru că suntem cumva obișnuiți că atunci când vorbim de poliție, de
instituție în sine și să ne așteptăm la o anumită conduită. Polițiștii reprezintă, sau cel puțin ar trebui să reprezinte, un exemplu pentru societate, dar iată că mai sunt și cazuri mai puțin plăcute. Ce se întâmplă în această situație? Care sunt măsurile? Ați demarat o anchetă la nivelul Inspectoratului de Poliție? Este vorba despre ancheta penală pe care sunt abilitați să o desfășoare procurorii, pentru că este o infracțiunile de corupție sunt de competența exclusivă a parchetului și în cazul de față sunt ofițeri de poliție judiciară specializați, cei din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Județean Hunedoara, care efectuează această anchetă penală. Nouă nu ne rămâne decât să ne dezicem de astfel de incidente, să spunem, pe care noi le considerăm excepții, nu le considerăm nici de cum obișnuință sau o regulă, chiar și pe noi ne afectează astfel de situații, nu doar ca și imagine, ci și în plan personal, pentru că sunt convins că toți colegii mei desfășoară activitatea cu profesionalism, cu conform jurământului de credință pe care l-au depus, acela de a respecta drepturile și libertățile prevăzute de Constituție și de a nu lua decizii decât în raport direct cu aplicarea legii. Așadar, orice fel de abatere de la lege, fie că vorbim despre fapte de corupție sau despre altfel de comportamente din partea polițiștilor sunt sancționabile. Aici vorbim deja despre o anchetă penală, dar pot fi și fapte de natură disciplinară, bineînțeles, pentru care Biroul Control Inter se sesizează și efectuează activități. În cazul de față, activitatea de cercetare penală este prioritară și, prin urmare, se va finaliza această anchetă și dacă va fi vorba despre o măsură de a fi arestați preventiv acești polițiști, bineînțeles, atunci se va merge și la suspendarea raportului de serviciu. Dacă vor fi condamnați pentru astfel de fapte comise cu intenție, bineînțeles, se poate aplica, sau cu siguranță se va aplica măsura de a fi excluși din sistem, de a fi eliminați din serviciu pentru fapte comise cu intenție și de o astfel de gravitate de natura celor de corupție. Așadar, deci dacă sunt arestați preventiv pentru că se în prima fază, vă spun din punctul strict procedural, sunt suspendați din activitate. Suspendați din funcție, bineînțeles. Dacă, teoretic vorbind, un polițist este cercetat doar din punct de vedere penal și este cercetat în libertate, el atunci este pus la dispoziție, este o măsură disciplinară de a fi pus la dispoziția conducerii unității. Ce înseamnă acest lucru? Desfășoară doar anumite activități strict prevăzute, înscris de către șeful său, nu mai are acces la genul de activitate pe care îl desfășura anterior și este plătit la minimul funcției pe care i-o poate conferi gradul pe care îl deține. Desfășoară mai multe activități, să spunem, strict tehnice, nu mai are anumite, să spunem, atribuții de serviciu pe care le-ar fi avut înainte de comiterea unor astfel de fapte și, bineînțeles, dacă se pronunță o hotărâre judecătorească definitivă care atestă vinovăția, pentru că până la o astfel de hotărâre vorbim despre prezumția de nevinovăție care funcționează în cazul oricărui cetățean, inclusiv a funcționarului public cu statut special care este polițistul. Așadar, dacă vor fi condamnați pentru astfel de fapte comise cu intenție, fapte de corupție, bineînțeles, atunci ei vor trebui să părăsească sistemul, arătând tocmai faptul că ne dezicem și chiar condamnăm astfel de comportamente și în cazul în care cetățenii au vreo suspiciune sau vreo informație, vreo probă, să spunem chiar, vis-a-vis de astfel de fapte, ei sunt îndrumați să se adreseze Direcției Naționale Anticorupție, care are și un număr de tel verde și pe care pot să-l acceseze sau pot să ne trimite chiar pe adresa noastră, Inspectoratului Județean de Poliție, de mail sau orice altă cale de comunicare, de sesizare este admisă pentru a face verificările și pentru a stabili dacă se confirmă sau nu fapta respectivă, situație în care, bineînțeles, este sesizat organul de cercetare penală abilitat și dacă vorbim despre agenți de poliție, în cazul de față, sunt procurori de pe lângă Tribunalul Hunedoara care efectuează ancheta penală. Veți face o anchetă și în paralel? Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara va demara o anchetă pentru a
anchetă proprie pentru a vedea ce s-a întâmplat acolo sau se merge doar pe... Vorbim aici despre o faptă penală ancheta. Care este prioritară. Deci ancheta penală oricum cumva este deasupra celei disciplinare și în momentul în care se declanșează o anchetă penală, chiar dacă o anchetă disciplinară este demarată, ancheta disciplinară se suspendă până la pronunțarea sentinței penale, care este cea, să spunem, care are valoare mult mai mare decât dacă sunt și fapte disciplinare care nu intră în sfera penală, bineînțeles că pot fi aplicate și sancțiuni disciplinare, mergând de la o simplă mustrare sau diminuarea drepturilor salariale pe anumite perioade, până la o retrogradare sau întârziere, avansări în grad și chiar și până la destituirea din funcție. Vom urmări în continuare acest subiect să vedem care va fi verdictul în acest caz și cu siguranță vă vom ține și pe dumneavoastră la curent, stimați telespectatori, cu ce se va întâmpla în acest caz. Un alt caz care a stârnit așa destul de multe semne de întrebare, să spunem, oameni pro și contra, a fost cea cu privire la o acțiune la care polițiștii din zona Brad, Crișcior, au intervenit în urmă cu vreo săptămână, două, cred. În 7 ianuarie, mai exact. La care unul dintre agenții care au sosit în locul în care era un conflict între mai multe persoane și a pierdut centura tactică. Pistolul, știu că l-ați căutat destul de multe zile. Ați reușit să-l găsiți? Din păcate nu. Un pistol sustras de către pistolul unii este armamentul din dotare al polițistului respectiv, polițist de ordine siguranță publică. Vorbim despre un conflict între mai multe persoane pe domeniul public, pe fondul consumului de alcool. Au fost sesizați inițial cei de la secția de poliție Crișcior. Aceștia au solicitat în sprijin. În comuna Crișcior, chiar în comuna Crișcior s-a întâmplat acest conflict spontan, această altercație și în sprijin au sosit și un echipaj de ordine publică de la Poliția Municipiului Brad. În cazul acesta există o anchetă disciplinară în curs, chiar cercetări prealabile demarate de către conducerea Inspectoratului Județean de Poliție pentru a se analiza și pentru a se dispune cu privire la modul de intervenție al polițiștilor. Nu vrem să ne antepronunțăm, cum nu o facem nici în materie penală, nici în materie disciplinară. Cu siguranță anumite deficiențe există din acest punct de vedere și vor fi constatate de către colegii care efectuează această cercetare disciplinară. Vor fi dispuse măsuri în raport cu gradul de vinovăție al tuturor celor implicați. Putem vorbi și de neglijență aici? Se poate materializa. Dacă există ancheta disciplinară, constată anumite deficiențe care intră în sfera penală, bineînțeles că se poate continua și pe latură penală față de polițiștii care au acționat la acest caz verificările și cercetările, bineînțeles, și în plus vorbim despre trei autori, doi fiind implicați în conflictul acela pe fondul consumului de alcool, vorbim despre loviri și alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice care au fost deja arestați preventiv pentru 30 de zile și al treilea care de asemenea a fost identificat la scurtă vreme cel care a sustras pistolul. Aici el este cercetat în stare tot de arest preventiv pentru comiterea infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și munițiilor și bineînțeles să facem și un apel pe această cale la cetățeni în cazul în care noi bineînțeles continuăm aceste activități de căutare și sperăm să găsim acest pistol. Centura tactică a fost deja găsită și recuperată. Indiciile duc spre faptul că acest cetățean ar fi aruncat pistolul în râu, în Crișul Alb, debit foarte mare de apă, au fost oprit debitul de apă din barajul de la Mihăileni, au fost efectuate căutări, inclusiv cu sprijinul celor de la ISU, jandarmerie, unitatea militară, ca să nu mai vorbi despre număr mare de polițiști implicați în aceste activități. Dacă se va întâmpla ca un cetățean să găsească acel pistol, el va trebui să anunțe imediat autoritățile, chiar folosind numărul de urgență 112, pentru că altfel intră în aceeași infracțiune a nerespectării regimului armelor și munițiilor. Deci nu este vorba doar despre un pistol încărcat. Pistol având, da, muniția prevăzută, da, de 17 gloanțe. Și, bineînțeles, nu este doar un simplu furt, nu este o faptă de furt sau o însușire a bunului găsit, să spunem, dacă cineva l-ar găsi, ci este chiar o faptă mult mai gravă de nerespectare a regimului armelor și muniților. Vine întrebarea firească, reușind să-l prindeți pe cel care a sustras pistolul polițistului, a fost identificat. Nu v-a dat mai multe
informații, nu ați reușit să... În primă fază nu a dorit să coopereze, ulterior a devenit mai cooperant, mai ales că a și fost arestat preventiv și ne-a indicat ca și posibilă zonă râul. Debitul fiind foarte mare, din păcate până în momentul de față nu a fost găsit acest pistol, dar cu siguranță activitățile vor continua, sperăm să-l găsim, suntem convinși că îl vom găsi, de altfel nu vom abandona aceste căutări până când nu îl vom găsi, însă de aceea atragem atenția opiniei publice, pentru că vorbim despre un conflict pe domeniul public în care cetățenii, din filmările pe care le-am putut observa și au fost vădit împotriva intervenție polițiștilor, care a fost una de restabilire a ordinii siguranței publice. Deci polițiștii au fost solicitați la locul de faptei și au intervenit pentru a restabili ordinea siguranța publică, pentru a lua măsurile prevăzute de lege și pentru a-l încătușa pe cel care era recalcitrant. Doi au fost de altfel încătușați și conduși la sediul poliției, cu mențiunea că cetățenii, în loc să sprijine acțiunea poliției de restabilire a legii, au fost vădit și prin filmările și prin comentariile negative pe care le făceau împotriva polițiștilor. De aceea noi dorim să atragem cetățenii, pentru că și poliția este o instituție a statului care face parte din societate, nu acționează împotriva societății, ci în interesul societății. Deci, la orice astfel de intervenție a polițiștilor, am dorit să avem sprijinul comunității, inclusiv prin atitudinea pe care comunitatea și cetățenii o au față de cel care încalcă legea, care nu trebuie încurajat, nu trebuie sprijinit, nu trebuie acoperit, pentru că devenim complici la comiterea unei infracțiuni, ci din contră trebuie deferit organelor de anchetă pentru a fi anchetat și ulterior, dacă este cazul, bineînțeles, se dovedește că este vinovat, să fie și condamnat. Aceasta înseamnă un stat de drept, un stat în care se respectă drepturile și libertățile cetățenilor. Toți avem drepturi, dar avem și obligații să nu uităm colaterale. Acest lucru. Exact. Să nu uităm acest aspect. Și, bineînțeles, de la o simplă sesizare pe numărul de urgență 112, în momentul în care observăm o faptă care nu este în conformitate cu prevederile legale, până la a sprijini pe poliție în oferirea de informații atunci când ești martorul unei infracțiuni sau chiar un denunț, da, dacă se întâmplă să fii martorul unei infracțiuni, până la a-l lăsa efectiv să-și facă treaba, pentru că aceasta este o atitudine civică pe care noi dorim să o încurajăm în populație. Polițiștii sunt buni profesioniști, acționează prompt în orice fel de situație, sunt antrenați, sunt pregătiți, însă iată, se pot întâmpla și incidente nefericite ca cel de față, pe care, bineînțeles, ancheta internă îl va clarifica și dacă se va dovedi că au greșit, bineînțeles, vor suferi inclusiv urmările disciplinare sau chiar din natură penală ale faptelor lor, polițiștii. Mai dificil probabil le este polițiștilor atunci când vine vorba despre fraudele informatice și spuneam la începutul acestei emisiuni că acești indivizi găsesc tot timpul noi și noi modalități de a păcăli oamenii și în acest mediu online care, iată, ne cam ocupă mare parte din zi, multora dintre noi, unora cu folos, altora nu. Recent ați descoperit o nouă fraudă și aici vorbim despre un bărbat care a rămas fără peste 160.000 de lei de pe card, totul așa, din încredere, să spunem, dar și din această iluzie că poți face bani ușor. Este un mod de operare vechi, dar care se updatează permanent. Practic, imaginația celor certați cu legea nu are limită. Ei se pun la curent cu cele mai noi tehnologii. Vă țin în priză așa și pe dumneavoastră. Ne provoacă, să spunem. Și noi avem ofițeri specialiști, ca dovadă că a fost identificat cel care a comis această faptă și alte fapte. Vorbim de acces ilegal la sisteme electronice de operare, la furtul unor sume de bani de pe aceste sisteme electronice, dar vorbim și despre furtul efectiv fizic al portofelului în care se află cardul bancar al unei persoane, care de regulă, din păcate, vorbim aici de persoane în vârstă, își ține PIN-ul, acel cod de identificare, lângă cardul bancar, situație în care este foarte ușor ca individul care a sustras cardul să poată folosi acel card pentru a retrage sume de bani de pe card. Deci, atenție mare și în acest punct de vedere, în momentul în care vă deplasați la cumpărături, este o recomandare pe care noi o tot reiterăm, nu vă lăsați atrași mai mult decât este cazul de ofertele de preț și fiți foarte atenți la portofelul cu
bani și cu, de regulă, cardurile se țin în acel portofel, pentru că el poate fi sustras. Dar nu și PIN-ul, este indicat să avem PIN-ul acolo aproape de card. În nicio situație. PIN-ul să nu fie aproape de card, oriunde, dar nu aproape de card, cel mai bine ar fi să-l memorați, să-l cunoașteți. Așa, să nu fie niciun PIN foarte ușor sau o dată de naștere foarte ușoară și să apelați la unitatea bancară pentru a bloca contul. De această dată, cetățeanul a apelat la unitatea bancară și a blocat conturile, însă prea târziu, din păcate. Aici vorbim despre o situație mult mai complexă, pentru că a fost abordat pe o rețea socială și a instalat la recomandarea și sub îndrumarea acelei persoane necunoscute care l-a apelat pe numărul de telefon și a instalat niște aplicații de control la distanță al telefonului mobil și a dat acces la conturile pe care le avea acele persoane care într-un timp foarte necunoscute, pentru că nu, din câte știu, nu au avut o întâlnire exact, totul s-a întâmplat online. Să le ofere cumva încrederea că într-adevăr acea persoană este broker, nu da, cred că da, la broker, s-a dat drept la un broker. La o firmă cunoscută care ar vinde acțiuni pe piață și acțiuni cu un beneficiu foarte mare contra unei sume modice, să spunem. Aceasta este iluzia unui câștig facil, fără efort, care practic nu există, nu se susține. Este un mod de operare. De ce am spus că este vechi? Pentru că încă din anii 90 se vorbea despre a depune o sumă și a lua de 8 ori, dacă vă amintiți acel joc piramidal. Tot la fel există această iluzie. Se updatează mereu. Da, se schimbă doar metodele și ele sunt din ce în ce mai elaborate și modul de adresare și modul în care explică situația acești indivizi certați cu legea este lasă unul... Lasă impresia că sunt profesioniști, exact, chiar știu ce da, fac au un limbaj și... tehnic bine pus la punct și bine studiat. Astfel jobul încât, lor, da, între ghilimele da. Spus. Vorbim despre înșelăciuni în special și bineînțeles la capitolul acesta al înșelăciunilor și în spațiu virtual și înșelăciunilor față către față, să spunem, imaginația și modul de abordare este unul cu multe posibilități. De aceea trebuie tot timpul să fiți foarte circumspecți dacă vi se oferă o astfel de iluzie a unui câștig rapid, să nu oferiți date cu caracter personal doar celor autorizați, deci doar firmelor care sunt autorizate societăților, pentru că de multe ori se recomandă telefonii ca fi operatorul de cablu, operatorul de telefonie, operatorul de la firma de electricitate și așa mai departe, vi se cer anumite date pentru a împrospăta o presupusă bază de date cu informații, cu date caracter personal care nu ar trebui să fie comunicate niciun caz prin telefon unor persoane necunoscute, neavând niciun fel de garanție cum vor fi aceste date folosite ulterior. Și iată că au fost folosite, din păcate, în defavoarea cetățeanului care prea târziu și-a dat seama și s-a adresat polițiștilor. Se reușește în aceste situații să se recupereze și prejudiciul, care, iată, dacă vorbim despre acest caz particular, e vorba de o sumă foarte mare. Este într-adevăr o sumă mare, sunt cazuri complexe pentru că de multe ori cei care acționează nu sunt din Deva sau nu sunt de la noi din... Acționează de la acționează distanță. De la distanță, poate... Chiar și din alte chiar țări. Din alte țări, exact. Și atunci vorbim despre anchete complexe care au multe încrengături și trebuie dovedită vinovăția persoanei. În primul rând, identificată persoana, stabilit exact modul de operare și cum a acționat și, bineînțeles, nu este imposibil să se recupereze aceste sume. În primul rând, dorim să-i identificăm pentru a-i deferi justiție pe de-o parte și al doilea obiectiv, cu siguranță, este cel de natură patrimonială, de a recupera prejudiciul cauzat. Din păcate, este uneori greu să se ajungă la o astfel de recuperare pentru simplu fapt că poate banii nici nu mai există. Poate să fi fost chiar cheltuiți de persoana respectivă. Și atunci situația se complică, mai ales că o sumă mare. Se complică, exact. Ideea este să fim foarte precauți de fiecare dată, chiar și atunci când ne bat la ușă anumite persoane, pentru că și aceasta este un alt mod de a aborda posibilele victime și am avut și în județul Hunedoara și pe parcursul anului trecut și a anilor trecuți destul de multe astfel de situații în care acești indivizi certați cu legea au acționat astfel și au furat din locuințele
în special a persoanelor vârstnice, pentru că aici vulnerabilitatea lor este mult mai mare. Și deschiderea. Și deschiderea, exact, pentru că de bună credință, exact, îi poftesc în locuința proprie și iată că se produc și tâlhării, situații în care și aceste persoane sunt lovite, exact, și totul... Orice se poate întâmpla în momentul nefericită. În care o persoană necunoscută îi se permite practic accesul, pentru că nu vorbim despre furturile prin efracție, furtul calificat clasic prin efracție în care persoana nu se află la locuință și atunci cineva intră și sustrage bunuri, în general bunuri care pot fi ușor de transportat, bijuterii sau sume de bani. Și aici, de ce se optează pentru o anumită persoană, de multe ori se merge la pont, nu este o alegere întâmplă. În primul rând se urmărește programul persoanei pentru a se vedea intervalul orar în care se poate acționa și pe de parte și pe de altă parte multe persoane își postează anumite informații și vorbeam iarăși despre date caracter personal, își postează inclusiv faptul că nu se află în localitate, sunt plecați în vacanță și bunăstarea pe care o au, fotografii din interiorul locuinței în care oamenii care au astfel de preocupări infracționale pot să vadă exact care este nivelul social și economic al persoanei și pot mult mai ușor să acționeze. Dar vorbim și despre situația în care, într-adevăr, credul, persoane de bună credință, permit accesul în locuință a unor necunoscuți care pretind a fi, deci invocă false calități, pretind a fi, iarăși, din partea unor firme de utilități sau fac controle vis-a-vis de apometre, de instalația de gaz și așa mai departe. Și în momentul că sunt bine pregătiți, că de obicei mai, exact, prezintă și anumite legitimații care sunt false și oamenilor le este destul de dificil să, exact, își dea seama dacă într-adevăr este sau nu de la acea firmă. Suntem la final de emisiune, am mai fi avut de discutat multe subiecte, exact, dar vă mai așteptăm. Suntem abia la început de an, un an dificil, cei drept, dar sunt convinsă că vă veți mai face timp pentru a fi alături de noi și alături de hunedoreni. Suntem permanent alături de hunedoreni și de câte ori ne veți invita, vom fi și alături de dumneavoastră cu informații proaspete, cu recomandări și sperăm ca măcar o parte din ceea ce noi am discutat aici să fie de folos celor care ne urmăresc. Mulțumesc tare mult pentru prezență, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV, numai bine!